Să-mi permit să vă transmit și vouă idealurile mele de pe, în legătură cu conținutul pe internet. Poate cineva să regăsește, poate mă sprijini. Conținutul de calitate educațional sau relevant, am și eu în gara de schimbat slide-urile? Eu sunt altul. Bine, ok. Te rog să nu dai atât de multe slide-uri. Eu să schimbă. Ok. Înainte de toate, aș vrea să întreb, așa cu aproximație, cam câte bloguri, site-uri din România citiți, de pe care să și învățați cu adevărat ceva, adică să învățați lucruri pe care apoi să le puneți în practică în ce faceți și chiar să vă ajute. 1, 2, 3, 5, 2, câte? 10? 10. 10. Când zici să învățăm, te referi și să ne informăm cu scopul de a învăța ulterior sau te, când fără să folosești o resursă internațională. Da? Deci, site-uri, bloguri în limba română de pe care să înveți lucruri. Ceva. Să înveți lucruri, da? Deci, ok. Câte? Cred că am vreo 5. Românești? Da. Internaționale sunt sigur că sunt mult mai mult. Da. Eu personal nu pot să urmăresc un volum foarte mare de informații, de aceea sunt foarte selectiv, da? Sunt sigur că nu știu dacă e cazul tuturor. O parte dintre voi știu deja că scrieți astfel de articole educaționale, articole din care ceilalți pot învăța câte ceva. Despre ceilalți nu știu, dar vă întreb. Scrieți articole educaționale? Adică le împărtășiți oamenilor din experiența voastră? Sau doar puneți în practică ce învățați de pe alte bloguri de la conferințe și așa mai departe și acolo se oprește? Din punctul meu de vedere, e foarte important ca piața din România, da? Utilizatorii români de internet, ăia despre care Bobby zicea că au nevoie să le dai call to action cât mai clar ca toate lucruri, să fie impulsionat cumva să meargă mai departe. Da? Să treacă un pic de niște limite, limite care nu ne ajută în primul rând pe noi. Adică, ok, facem niște call to action în foarte tari, dar în același timp, calitatea reclamelor se duce în jos, în niciun caz în sus. Calitatea, și când mă refer la calitate, o să vedeți mai încolo, pot să dai următorul slide. Pentru că, ce e de fapt conținutul de calitate? Și aici o să merg puțin spre, în primă fază, spre teoretic. Da? Teoretic vorbind, conținutul de calitate este conținutul unic pe care îl creăm noi și relevant pentru utilizatorii noștri, da? Pentru blogul meu, pentru site-ul meu și așa mai departe. Relevant pentru vizitatori. Un conținut pe care ei să-l găsească util. Sau nu neapărat util, cât interesant. Conținut de calitate în România poate însemna și ce în momentul ăsta pe CanCan, sau ce e pe Libertate, sau ce e pe, nu știu, whatever, ziar de scandal. Poți să dai următorul slide, pentru că e exact ce am spus. Propunerea mea e următoare. Și aici o să mă gândesc puțin la... Mi-e greu să zic, nu știu cum să fac asta. Uite spre mine. Arată degetul. Uite spre mine. Ok, dă-mi un moment. Stai. Mai zi. Uite spre mine. Și gata. Și mă gândesc puțin de ce livrăm conținut de calitate. Da? De ce livrăm conținut unic și relevant pentru vizitatorii noștri? Care sunt rezultatele pe care le primim? În mod normal. Dacă ne gândim la definiția teoretică a conținutului de calitate. După cum se poate observa și pe slide, era bine dacă vedeam și eu. Ok. Sunt trei elemente pe care le-am găsit eu în timp ce făceam prezentarea asta. Un la mână, interacționăm cu clienți. Potențial clienți, cumpărători și așa mai departe. Da? Deci clienți actuali sau potențial clienți, interacționăm cu presă, interacționăm cu blogger, cu influencer, care ne pot da informația mai departe, interacționăm chiar și cu parteneri. Depinde ce înțelegem prin parteneri. Aici mă refer atât la blogger, da? La un simplu blogger, persoană fizică, să-i spunem, cât și la corporații, companii și așa mai departe. Ne construim o reputație prin deschidere. Da? Deci dacă luăm doar definiția asta a conținutului de calitate, da? Unic și relevant pentru vizitatorii noștri, ei ne apreciază pentru faptul că venim cu deschiderea. Uite, oamenii ăștia au venit pe internet și ne dau ce avem noi nevoie, ce vrem să citim. Mai așa. Da? Și aducem niște valoare în peisaj. Da? Aducem niște valoare pentru clienții existenți și pentru potențialii clienți. În cazul unui blogger, aducem valoare pentru cititorii pe care deja avem și pentru viitorii cititori. Da?
valoare și aici, e cu dus și întors, pentru că atâta timp cât rămâi la definiția aia calității, da, și livrezi numai conținut de genul ăsta, ce vor ei să vadă? Scandaluri? Asta le dau. Rămâi la undeva foarte jos, dar tot, e și aia tot o valoare. Te rog. Ca într-un final să ajungem la o conversie. Da? Rezultatul final e o conversie. Fie că e abonare printr-un newsletter, fie că vrem să vindem ceva, whatever, produs, serviciu și așa mai departe. Bun. Te rog. Hai să mai adăugăm, propunerea mea este să mai adăugăm în mentalitatea asta de livrare de conținut, să mai adăugăm un element la unde aducem valoare. Și aici mă refer la comunitate, da? La întreaga comunitate. Și aici mă refer la toți cititorii de bloguri. Un exemplu. În cazul bloggerilor. Mă refer la toți cititorii de materiale despre SEO, AdWords, pay-per-click și așa mai departe. În cazul clienților mă refer la comunitatea de internet, tot ce înseamnă internet. Da? În cazul unei companii când intri pe internet, vină cu ceva valoare pentru comunitate. Lasă puțin la o parte faptul că poate nu ți-aduce nimic, adică lasă-le pe astea pe care oricum le atingi, clienții existenți și viitorii clienți sau potențialii clienți, și gândește-te puțin la comunitate. Te rog. Și apare asta. Conținutul educațional, despre care vorbeam mai devreme. Știu că poate părea un pic ciudat. Vă vorbesc în momentul ăsta și din perspectiva clientului, pentru că am acumulat oarecare experiență la noul meu job. Vă vorbesc și din perspectiva bloggerului, care vede cum, odată cu trecerea timpului, blogurile, în loc să capete o, cum să zic, la început, o să vă spun o mică poveste. În prima fază, blogurile au venit ca idee de ceva diferit în peisaj. Niște oameni care aveau niște povești de spus, bazându-se pe părerile proprii, care nu puteau fi cumpărați atât de ușor, care nu puteau scrie articole pozitive la comandă, și care se deosebeau de presa tradițională prin faptul că evitau subiectele alea de scandal cu care eram toți obișnuiți în presă, evitau să intre în diverse polemici pe teme politice și așa mai departe, și scriau chestii mișto, făceau povești. Cu timpul a apărut și publicitatea pe bloguri. O parte dintre blogări au știut cum să profite de chestia asta și au început să facă bani din asta. Evident, doar prin conținutul pe care îl scriau. Că despre asta e vorba astăzi aici. În momentul ăsta vă zic ca un om care face blogging de când erau vreo 50 de bloggeri în România. Suntem mai, din punct de vedere, mă rog, făcând așa un raport, numărul de blogger total, cei mai cunoscuți, așa, suntem, mie mi se pare că suntem mai în spate decât la 2 ani după ce am început să facem blogging. Și mi se pare că ne ducem într-o direcție, mergând pe ideea asta de conținurile de calitate doar teoretic, am început să le livrăm oamenilor și urmăm exact direcția aia a presiei de scandal. Și ne ducem într-o zonă unde și tot timpul ne întâlnim la conferințe și discutăm despre cum să livrăm conținut relevant, să le dăm oamenilor ce vor. Ok, dar stai puțin că poate noi avem și, cum a avea și televiziunea și mediile tradiționale la un moment dat, avem și un rol de a educa publicul într-un mediu pe care noi îl cunoaștem foarte bine, și în care ei de-abia intră sau nu au de unde să afle chestii ca să evolueze un pic. Poate la un moment dat nu să mai avem nevoie de call to action, de butoane de alea de call to action făcute ca pentru, scuzați-mi expresia, proști. Și asta depinde de noi. A, că poate unora le convine să rămânem aici, ok. Mie personal mi-ar plăcea să văd mai multă deschidere spre zona asta de a educa publicul și comunitatea de pe internet. Chiar dacă asta nu ne aduce același număr imens de vizitatori cum ne aduce o știre pe care sunt sigur că toți o știți că v-ar aduce în mod normal mii de vizitatori. Te rog. Ce ar însemna asta? Că revenim la tabelul inițial. În momentul în care ne gândim la comunitate, ne-ar afecta, în primul rând, cred eu, aici, la construirea unei reputații. Ar apărea în construirea unei reputații ar apărea niște elemente noi. Primul dintre ele este, și te rog să dai următorul slide, că încep să scrii articole de specialitate. Și încep să fii văzut, dacă mai dai un slide, o să vezi că apare aici și expertiză. Și încep să fii văzut ca un... Da? Deci nu vei mai fi apreciat doar prin faptul că, uite, omul ăsta intră în peisaj și da, are deschiderea necesară să intre pe internet și ne aduce atât de multe știri pe care noi le căutăm. Nu, mai mult de atât. Vine cu ceva nou
din experiența lui și ne învață să folosim internetul ăsta cât mai eficient, astfel încât toată piața să se dezvolte. V-am zis de la început că e prezentare una idealistă și mențin părerea așa cum. Asta aș vrea eu să se întâmple. Acum vreo 2 ani de zile cineva, cineva. Era mai mulți blogger și vorbeam despre care este, cum urmează să evoluăm cu blogurile noastre. Atunci era vorba doar despre trafic. Să aducem trafic. Cât mai mult, cum facem să aducem și mai mult trafic? Ok, avem. Suntem cei mai cunoscuți blogger din România. Dar cum facem să aducem și mai mult trafic? Să fie și mai, să câștigăm și mai mulți bani. Și ajunsesem, adică trăsesem niște concluzii care mie mi se păreau la vremea foarte bune. Adică, să începem să le livrăm oamenilor ce caută ei de fapt pe internet. Asta însemna că acum probabil să am știri despre Monica, să am știri despre, nu știu, whatever, vedete, Pepe și Oana, să am știri din absolut toate domeniile, pentru că blogul meu este unul generalist. La un moment dat, nu mai știu ce am scris pe blog, am avut un articol cu foarte multe comentarii de la oameni, de la aceiași oameni care comentează în mod normal pe ziarele, de scandal. Unul la mână, comentariile lor nu erau relevante deloc pentru mine. Ori înjurau, ori îmi vorbeau de echipe de fotbal, care n-aveau absolut nicio legătură cu ce scrisesem eu, ori mă contraziceau, ori se certau între ei. Eu, practic, nu puteam veni în comentariile alea să le spun, să continui discuția acolo. Și am zis, bă, dar eu parcă nu vreau publicul ăsta. Eu nu-i vreau cu oamenii ăștia. Ce cautești la mine? Ideea era tot, în afară de asta, comunitatea care se formase până atunci pe blogul meu a cam dispărut. Că ăștia nu mai aveau săraci. Erau, și am primit și mail-uri în care îmi spuneau, bă, dar de ce scrie articole de genul ăsta? Adică eu n-am cum să-ți comentez la un articol de la între 20 de comentarii cu înjurături și aberații, să vin eu să las un comentariu argumentat, frumos. Nu pot să mai vin acolo, îmi pare rău, dar mi se pare că te-ai schimbat și nu cred că o să mai citesc. Păi omul ăla făcea cât 100 de din ceilalți, da? Eu pe ăla vreau să rămână la mine. Nu veniți voi să-mi fricați comunitatea. Voi sunteți needucați în zona asta. Îmi pare rău să nu voi. Ăia, da? Nu vă vreau pe blogul meu și am, la un moment dat, mi-am dat seama că n-are rost să scriu articole. Hai să încep întâi să scriu despre internet, despre cum se folosește internetul și abia mai apoi, după ce oamenii ăsta o să ajungă să citească articolele mele, dacă vor ajunge acolo, să-i chem și pe ei pe blogul meu. Să nu-mi strice blogul. Adică chiar mi se părea că îmi strică blogul. Și la fel cred că e valabil pentru absolut orice site de pe internet. Eu nu știu cum, mă rog, acolo e un scop mai mult sau mai puțin comercial, dar eu chiar nu știu cum ăștia de la... oamenii ăștia care scriu articole pe ziare, da, în ziarele, în varianta online, eu nu cred că ei citesc a doua oară articole. Sincer vă zic. Adică eu, ca om care scrie conținut pe internet, să scriu un conținut, să-l public pe un ziar de genul ăsta, să vină 600 de comentarii, toate cu injurii, toate cu hai steaua, toate cu așa, așa, și care este... Adică eu a doua oară când intru pe articolul ăla, eu ca autor al lui, ce găsesc acolo? Nu mă ajută cu absolut nimic. Nu pot să răspund unui comentariu, nu pot să mă laud cu articolul ăla, da? Deci nu poate constitui un element de portofoliu pentru mine. Practic, scriu niște conținut, îl pun acolo, ziarul face bani, ok, da? Vin foarte mulți oameni, ne lăudăm cu cifre, că așa suntem obișnuiți, și atât. Dar valoarea pentru mine ca autor de conținut, care? Adică pentru mine eu o înțeleg, credeți-mă, eu chiar o înțeleg. Eu scriu niște articole pe care le scriu pe blog, oamenii vin, comentează, eu le răspund la comentarii, fac follow-up pentru articolele alea. Adică pentru mine asta este, da, așa văd eu livrare de conținut pe internet. Cam atât a fost prezentarea, nu știu ce să vă spun mai mult de atât. Sper că, cum să zic, hai să mă întreb așa, deși mi-asum mare risc în momentul ăsta. Crede cineva că exagerez când spun că pe internet nu sunt suficienți oameni care livrează conținut educațional? Dacă... Adică, vi se pare că e o prezentare exagerată? Vi se pare că mă înșel și că, de fapt, mai mult de 50% dintre utilizatorii de internet au aflat deja tot ce trebuiau să afle despre cum se folosește, astfel încât
acum să le livrăm numai știre ce vor ei, mie mi se pare că suntem jos de tot. Mi se pare că noi trăim într-o bulă, oamenii ăștia care suntem aici la conferință, trăim într-o bulă, de fapt. Pentru că săptămâna trecută am avut niște seminarii la facultăți. Am avut două seminarii în ASE și unul la român-american. Și le vorbeam studenților despre social media. Prezentarea se numea CV-ul din social media. Încercam să le spun cât de mult contează pentru ei ca studenți, cât de mult poate conta un blog în momentul în care merg să se angajeze. Și că blogul poate constitui un element de pe CV. Pentru că eu chiar cred asta. Și la începutul prezentării, evident că întrebam, că vreau să aflu câteva lucruri despre ei. Câți aveți Facebook, câți aveți bloguri, câți citiți bloguri? Din toată sala, vă spun sincer, din toată sala erau în jur de 10 oameni care nu aveau cont de Facebook, restul aveau, în sală erau 100-100 și ceva de oameni. Vreo 3-4 citau bloguri, 1 sau 2 aveau blog, 3 sau 4 aveau cont de Twitter, 2-3 aveau cont pe LinkedIn. Deci oamenii habar n-aveau ce e la internet, dacă mă întreba asta. Și da, ok, dar ce faceți pe internet? Îi trimite mail-uri, whatever, nu știu, stăm pe Messenger. Da, dar internetul oferă atât de multe. Voi îmi vorbiți, ați adormit cumva prin 2000 și v-ați trezit ieri sau care e faza? Nu, asta facem noi pe internet. Și da, de ce n-aveți blog? Sunteți studenți. Studiați în anumit domeniu la facultate. De ce nu vă faceți bloguri personale? De ce nu veniți și voi cu partea voastră de aportul meu pe internet? Auzeam asta într-un stand-up care zicea că promova, face și voi copii. Și exact zic și eu acum. Aportul meu pe internet eu mi l-am cam făcut. Am un blog cu vreo 3000 de articole, dintre care jumătate cred că sunt despre internet, despre cum să-l folosești, despre ce faci. Voi de ce nu veniți să vă aduceți și voi partea, da? De ce nu contribuiți și voi la comunitatea asta din care la un moment dat toți o să câștigăm bani, o să profităm de pe urmă. Mă rog, n-au știut să-mi răspund la întrebarea asta, au spus că ei nu se pricep la scris, care e o scuză destul de întâlnită pentru oamenii care nu au blog. Eu nu mă pricep la scris. Îți trebuie talent ca să scrii, nu poți să scrii pur și simplu și să crezi că o să ajungi să ai un blog cunoscut. Dar nu știi. Îmi vorbești de parcă ai ști rețeta succesului, da? Așa trebuie să scrii ca să ai succes. Și tu crezi că nu te încadrezi acolo. Dar de fapt niciunul dintre ei nu știa cum trebuie să scrii ca să ai succes, ce trebuie să scrii ca să ai succes, dar se considerau lipsiți de talent la scris în general. De parcă cineva le ceruse să fie scriitor de nuvel. Da. Cam asta am avut să vă zic și sper să ne mai vedem cu altă ocazie. Eu o să încerc să țin o astfel de prezentare pe la toate conferințele pe la care merg. În materie de conținut, mi se pare că avem nevoie de conținut educațional, în primul rând, ca o concluzie de final. După aia, ce va fi, mai vedem. Cu conținut educațional se pot face bani? Clar, se pot face bani. Dacă ne uităm, dacă ne uităm afară, o să-l găsim pe Darren Rose, da? ProBlogger.net, sau pe John Cho, care au ca headline la blogurile lor, fac bani online, explicându-le oamenilor cum fac bani online. Da? Deci îi scriu articole despre cum fac ei bani online, fac bani din articolele astea, explicându-le oamenilor cum fac ei bani online. Cât de tare e asta? Și cred că fac bani din oamenii care au cont de LinkedIn și știu ce înseamnă net foarte bine, sau din oamenii mai puțin învățați cu internetul pe care îi căuta Bobby Voicu mai devreme și ne spunea despre... Păi gândește-te puțin. Chiar dacă sunt oameni care nu au... Cine caută cum fac bani pe net? Oamenii care vor să facă bani pe net. Oamenii curioși, oameni care au auzit dintr-un loc, oamenii care da. Nu sunt atât de... Nu sunt atât de, exact. Nu sunt power user. Dar gândește-te cât de mult ai putea face de mâine tu, dacă ți-ai face un blog, sau mă rog, nu cât de mulți bani, e greșit spus. Cât de mult ai avea de câștigat peste niște ani, dacă de mâine te-ai apucat să scrii un blog despre cum începi să faci bani pe internet. Sau cum folosești tu internet într-un mod cât mai eficient. Mie mi se pare că despre asta e vorba. Mi se pare că nu avem suficiente resurse care să învețe pe oamenii la început de drum pe internet cum să-l folosească, frate. Unde să găsești resurse? Da, mi se pare că suntem sufocați de știri, de monden, peste tot. Chiar dacă avem noi impresia că internetul este un loc pur, care se diferențiază televiziunea prin faptul că nu apar atât de multe știri mondene, nu e adevărat. Și mi se pare că oamenii, revenind la întrebarea ta, dacă stai să te uiți în comentariile de pe blogger sau de, mă rog, nu contează, despre un blog, copy blogger, John Cho și așa mai departe, o să vezi că mulți dintre ei de acolo pun în practică chiar.
deci citesc un articol la Darren Rose, se duc pe blogurile lor, încearcă să facă chestia aia și apoi revin cu follow-up și spun, eu am încercat să fac asta, nu mi-a ieșit, crezi că am mai putea adăuga ceva? Sau uite, ideea mea este că un alt sfat ar fi să. Aia înseamnă comunitate, aia înseamnă să-ți construiești o comunitate, nu hater. Da. Ok. Cred că... Da, am stat cam puțin. Dacă aveți ceva întrebări, dacă aveți ceva întrebări, eu vă ascult cu plăcere. Ideea mea asta este. Dacă cineva vă poate contrazice, vă rog să o faceți. Chiar vă rog să o faceți. Mi-aș dori să nu fie așa cum zic eu. Cred că aceeași dilemă e și la televiziuni și... Dar nu mă interesează. Comunicarea unidirecțională rămâne comunicarea unidirecțională. Oricum la televiziune n-ai cum. Cum să zic, pe mine social media mă interesează în mod special și îndemn spre chestiile astea pentru că e interactivitate. La televizor n-ai ce să interacționezi cu cine. Ok, ideea e că la televizor nu uite, documentare, TVR cultural, nu știu ce. Există o tendință de a da ce publicul cere și ok, hai să nu educăm piața, mentalitatea e așa, hai să le oferim exact ce au nevoie, ca pentru că e masă. Da. Ca să facem cât mai mulți bani. Păi da, și asta zic. Pe internet, unde avem atâtea mijloace de a interacționa cu ei și de a afla ce vor mai mult decât ce știm noi că vrea masa mare de români, da, care intră pe internet, și să încercăm să educăm pe ăștia pe care îi avem doritori de a se educa, da, de a învăța lucruri, și poate luăm și din aia, că mai vin și de acolo, știi? Și ce te faci cu studenții pe care i-ai întâlnit și care au cu toți cont de Facebook și pe Yahoo Messenger și totuși nu intră niciodată pe bloguri? Internetul pentru divertisment. Deci foarte mult nu folosesc internetul în scop educațional, îl folosesc pentru divertisment. Știu, exact asta e situația acum, dar putem schimba asta. Poți să le aduci oamenilor... Nu cred că poți să-i convertești. Sau poți să încerci măcar, poți să le aduci oamenilor să le spui care sunt avantajele. Adică că asta, cum să zic, oamenii ăștia de la facultate nu erau interesați sau nu făceau până atunci mare lucru pe internet. Dar faptul că au venit la conferință despre social media, în care eu le explicam ce înseamnă să ai un blog și cum te poate ajuta, înseamnă că ceva interes există. Da, înseamnă că în capul lor sunt niște oameni care sunt foarte tari pe internet, am putea fi și noi acolo, dar eu n-am talent sau n-am de unde să învăț ca să ajung ca oameni. Sau n-am încredere în forțele mele să ajung acolo, deși nu trebuie mai mult. Trebuie doar voință să scrii în timpul liber. Dar poate nu toți vor să se expună. Asta e o problemă. Problema fiecăruia de a dori sau nu să se expună în fața unui auditoriu pe nișa respectivă. Da, exact. Asta e problema mai ales la Facebook. Cu setările de privacy și cu tot ce se scrie în media tradițională despre internet, despre acest mediu urât, unde copiii sunt violați și babele sunt scuipate. Este o, cum să zic, internetul, la fel ca și, trebuie să le explicăm că nu e așa. Adică totul, vezi câte probleme sunt. Extrovertite și persoane introvertite și, în mod normal, unei persoane introvertite e foarte greu să comunice prin intermediul unui blog personal, să-și spună părerea și să fie expusă la critici. Poate nu și-o face blog personal, dar măcar și-o face un cont de Facebook pe care măcar va scrie ceva pe ori. Asta încerc să zic, știi că deși noi ne lăudăm cu România, există 3.300.000 de conturi pe Facebook. Din astea 3.300.000 de conturi pe Facebook, cred că 70% nu au scris în viața lor ceva pe ori. Dar au cont de Facebook, dau like-uri, dar nu... Cum să zic, nu aduc informații. Pe mine asta, de fapt, asta este ideea prezentării. De ce nu aduci un pic de informație și tu, din experiența ta, pe internet? Nu poți să doar să beneficiezi de ce se întâmplă pe internet, fără să aduci tu niște valoare acolo. Sau cel puțin așa văd eu situația. Încearcă să păstrezi un echilibru între ce primești de pe internet, ai învățat o grămadă de lucruri, scrie și tu ceva, fă și tu un blog, scrie și tu pe Facebook, intră și tu pe Twitter, fă-ți un CV măcar pe LinkedIn. Adică măcar mărește comunitatea astfel încât noi, oamenii care suntem pasionați de internet, să putem să folosim baza asta de date, da? Să facem ceva cu ea. Că altfel o să rămânem în bula asta în care suntem și nu că n-ar fi ok, că se fac bani în momentul ăsta pe internet, se fac mai și pe bloguri, dar de ce să nu facem mai mult de atât? Și nu mă refer neapărat la bani. Mă refer la absolut orice. De ce să nu fie și mai multe bloguri de top în România? S-ar putea să scadă pe nimeni, cred eu. Devin mulți. Da, acum o iau și ca din punct de vedere al clientului. Eu când vreau să fac campanii pe bloguri, am nevoie de sute de bloguri. Și în momentul ăsta am văd 20-30. Cam astea sunt, cam acolo mă văd. Ce să fac, să-i bag pe toți în campanii de 7 feluri? Nu pot să lucrez cu același blog. Și asta zic că totuși facem asta de 5 ani.
mă așteptam ca acum să fim... Da. Bun, păi dacă mai sunt, te rog. Apropo de conversia celor de nivel, spun către educațional, cred că nu sunt oportunități suficiente. Apropo de ce ziceai și tu. Eu personal mi s-a dat oportunitatea să comentesc un blog, da? Ceva educațional, am făcut multe ori și am devenit cel care a creat și el blog. Tot pe educațional, tocmai pentru că am avut oportunitate. Nu sunt oportunități ca cei din divertisment să treacă și pe partea. Deci suntem oportuniști. Adică să nu se dea ocazia. Da, nu, am înțeles, am glumit. Ce să zic, asta cu ocazia, gândește-te că dacă acum, da, dacă acum poate că ți se dă ocazia să faci ceva pe internet, se întâmplă rar. Acum vreo 5 ani, când toți oamenii ăștia care acum fac chestii pe internet, nu ți se oferea deloc. Și era totul, da, adică au fost niște, să le spunem, vizionari, da, categorie în care îl încadrez și pe Bobby Voicu, spre exemplu, care la un moment dat s-au gândit că internetul în România chiar are potențial să crească. Și au început să facă lucruri pentru comunitate. Nu zic să ajungi să faci atât de multe lucruri pentru comunitate pe cât face Bobby. Dar vină cu ceva. Adică îmi dau seama că sunt mulți rău de tot oameni care nu vin cu absolut nimic. Dar nimic, adică nici măcar un like. Nimic. Te rog. Eu dau like-uri la... Când îmi place ceva, dau like-uri și zic... Dar s-a părut că m-am uitat la tine. Da. Așa. Vreau să întreb ceva. La ce facultate ai fost când am fost la TED? Ce profil avea? La seminarii. La SEI erau de la marketing, de la... Cred că mare parte de la marketing și la român-american la fel și mai erau de la comunicare internațională sau ceva. Mă rog, marketing. Era interesant să intrez cum folosesc internetul legat de facultate. Că ei nici nu dau seama câte lucruri caută legate de viața de zi cu zi. Da. Ei spun divertisment sau Facebook sau... Dar de fapt eu cred că stau foarte mult. Păi nu, că asta a fost, deci, pe internet legat de facultate. Ei au spus chestia asta, au spus că stau, că merg pe internet când caută referat, spre exemplu. Era mai interesant să-i întreb asta decât câte bloguri citiți, pentru că bloguri cele trebuie lor nu vrea să... Măcar de afară și tot găseau, sincer. Adică erau foarte puțini în sală care foloseau Wikipedia, chestii care pe mine m-a frapat și am fost... Cum adică nu folosiți Wikipedia? Dar voi de unde aflați lucruri noi? Adică cine vă spune vouă o chestie despre un monument istoric sau o chestie despre un cuvânt pe care nu înțelegeți? Nu știu, un cuvânt... Unde ați tradus ultima oară un cuvânt în latină pe care l-ați auzit undeva? Da, te rog. Părerea mea este că, în general, studenții se subestimează și mă gândeam că dacă tot mergi și întrebi și îi spun că, băi, nu știu să scriu, n-am mai scris și așa ca să-i încurajezi, poți să le propui să scrie un articol despre ceea ce fac ei, un articol pe care tu îl consideri ok, să-l faci ca și guest post la tine pe site. În chestia asta, bine, îți asumi un anumit risc, dar evident îi filtrezi și îi și încurajezi să facă ceva, să scrie un articol în scop educațional. Eu le-am spus că îi ajut cu tot ce au nevoie. Le-am spus, în momentul în care, dacă decideți să faceți un blog, vă rog să-mi trimiteți un e-mail. Exact. Și o să vă ofer, în afară de toate sfaturile pe care vi le pot da eu din experiența de până acum, o să vă ofer și posibilitatea să ne mai vedem și să vorbim despre ce faceți. Și am fost, da. Evident, până acum n-am primit niciun mail. Le-am spus și de asta. Nu puteți să faceți un blog singur. Sunteți, uite, 6 oameni pe rândul ăsta. Faceți voi 6 un blog. Exact. Nu. Exact. N-avem talent la scris. Exact același lucru poți și noi cu marketing afiliat. Cu marketing va fi la fel. E undeva la piciorul broaștei, în România. Toată lumea vorbește despre el. Frate, marketing afiliat. EMAG încearcă să ne dea peste cap, să-și facă trafic de pe urma noastră, acești nenorociți, această corporație. De unde? EMAG a venit cu o chestie care... Deci ei au făcut primul program al unui magazin online din România de afiliere. Mă înșel? Deci putem spune că și-au adus contribuția la piață. Și-au făcut, da, primul sistem de afiliere propriu. Nu? Propriu. Dar... Propriu, da, asta zic. Sau, mă rog, dar au făcut ceva, adică nu înțeleg de ce să critici. 2002? Nu mai știu, am bazat. Nu, eu nu vorbesc
Ah, da, erau alea, gen țigară electronică, da, erau. Nu, da, atât de complex, eu nu mai văzusem în România până atunci. Adică mi se pare iurea să-i condamnăm pe oamenii care fac ceva într-o piață și să nu spunem despre... Eu mai degrabă zice, păi, și-aș lua fiecare magazin online în România. Voi cum v-ați adus contribuția la marketingul afiliat în România, dacă tot vă plângeți că marketingul pe internet nu funcționează? Voi ce ați făcut ca să... Care este investiția voastră în marketingul afiliat din România? Mai degrabă, așa ar fi abordarea decât să spui că EMAG urmărește să-și facă publicitate de pe seama publisherilor. Știi că e un pic... Suntem foarte critici. Suntem un popor de oameni critici. Ne place să criticăm de unde se poate. Și eu în momentul ăsta fac exact același lucru. Dar critică atunci când ai și adus ceva valoare în peisaj. Asta e părerea mea, mă rog. Da. Știi ce vreau să spun? O chestie de care se plânge tatăl meu pe timpul. Dacă ne imaginăm cultura, informația culturală în general. Dacă ne imaginăm informația culturală pe trei nivele, da? Să zicem, există un nivel 1, cum ar fi Wikipedia, există un nivel 2, ceva mai avansat, nu știu, o analiză mai profundă. Să ai specializat. Un nivel 3 de cercetare, da? Dacă dai search pe Google după personalitate, spre exemplu, un regizor de film sau, nu știu, dau exemplu ăsta, că asta mi se plânge tot timpul data. Primele 5 pagini nu vei găsi decât informație de nivelul 1. Este adevărat. Wikipedia este folositoare, dar la modul să afli repede ceva, cum să ajungi undeva sau să devii acolo, să ai și tu o vagă idee despre ce e vorba. Eu, de exemplu, cât am fost la facultate la filozofie, am tot căutat pe internet material, de ultimă oră. Nu știu, articole, chestii. Să știi că sunt plătite. Deci, articolele cu adevărat interesante și de cercetare, în momentul ăsta, așa e contul. Faptul că pe internet există atât de mult conținut de nivelul 1 și atât de puțin conținut de nivelul 2 și și mai puțin de nivelul 3, face ca oamenii care ar fi capabili să vină cu conținut educațional să nu fie atât de interesați. Înțelegi? Păi da, asta adică e problema. Un profesor universitar, dacă își face blog, ce să scrie? Cum se folosește internetul sau chestii de nivelul 1? Oameni care ar fi capabili să scrie, care ar avea și experiența necesară și talent. Eu zic că, pe asta e, că eu zic că în timp, cum se cheamă, ai primi suficiente lucruri bune de la chestia, adică pionieratul întotdeauna a fost o chestie foarte tare, indiferent ce faci. Apucă-te tu și fă. Adică, ok, nu sunt oameni care câștigă din chestia asta, făcând ce vrei tu să faci, să educi. Nu sunt oameni care, pe care se vezi umblând în Audi Q7 care i-au învățat pe oameni cum să folosească internet. Sau dacă sunt puțini. Dar fă și tu chestia asta, că poate la un moment, dacă te pricepi, dacă tu te consideri un om avansat în ce se întâmplă pe internet și ești nemulțumit de peisajul actual. Decât să ne întrebăm cum să le livrăm oamenilor conținutul pe care și-l doresc în momentul ăsta. Doar că nu găsești. Păi așa ușor. Trebuie să-l facem. Sunt utilizator de internet și am fost la o conferință, de exemplu, și mi-am pus pe blog, cercetarea proprie. Cercetarea mea proprie la o conferință din Salzburg poate fi accesată pe blogul propriu, da? Nu am cerut bani, n-am pus-o pe site-uri unde pot câștiga ceva. Deci există, dacă eu sunt aici și fac asta, înseamnă că mai este o comunitate asemănătoare mie, care sunt poate genera conținut educațional. Suntem o bulă. Nu depășim. Eu am fost și am întrebat, acum 2 ani de zile făceam cu Adrian Ciubotaru, care era pe aici, făceam un proiect care se numea Pe Stradă, .info. Mergeam și vorbeam cu oameni de pe stradă și întrebam despre diverse lucruri. Era un fel de experiment social. Aveam o cameră și pur și simplu mergeam și le puneam oamenilor camera în față, îi întrebam, mă rog, dacă vor să vorbească cu noi, și îi întrebam despre chestii. Și la un moment dat am ajuns pe treptele de la TNP și întrebam pe tinerii de acolo despre diversi oameni din online și nu despre noi. Da? Nu i-am întrebat dacă ați auzit de Alexandru Negrea, pentru că eram sigur că n-au auzit. Ne-am întrebat despre Cristian Manaf, despre Bobby Voicu, despre Alin Zainescu și așa mai departe. Nimeni, niciunul, nu auzise de oamenii ăștia. Nimeni. Da? Deci, și am întrebat zeci de oameni care bătătoreau treptele alea de la TNP. Și erau tineri, oameni tineri, pe care noi, cum să zic, mai aveam puțin și întrebam, sau ce profil de Facebook ai, ce blog ai, aș vrea să te citesc. Și am zis, hai să intrăm totuși ceva mai,
mai de induction, așa. Și nu știau. Mă rog, se întâmpla acum 2 ani, probabil acum situația s-a mai schimbat. Dar repet, n-am zis că nu sunt. Sunt. Suntem, uite, toți oamenii ăștia de aici și suntem interesați de online, facem lucruri, scriem pe bloguri. Dar suntem puțini, adică suntem foarte puțini. Foarte puțini. Eu mă așteptam la student să fie o chestie de aia, gen să intru acolo și toată lumea să fie, ți-am citit articolul ăla, foarte tare articolul ăla, uite, am și eu un blog, poate facem și la asta, adică mi-aș plăcut să primești și propuneri de astea, hai să facem schimb de link-uri. Atât de entuziasmat eram de faptul că merg să vorbesc în fața unor studenți. Iar ei... Chiar am avut aceeași surpriză la... am fost împreună cu Tudor Todorovici și la un curs la comunicare, nu? Și exact... erau interesați de lucruri, da, știi? Da, da. Dar pasiv interesați. Nu erau... Adică da, dacă se întâmplă o conferință asta și vine unul și ne vorbește, da. E ok, interesant. Dar așa, să intru eu de acasă, eu am alte lucruri. Poate dacă le dai un premiu. Așa, da. Da, incentivați asta? Da, uite, scrie un articol educațional sau, mă rog, o informație cu conținut relevant și primește un joc, un gadget, un ceva. Păi da, dar de unde? Adică, de unde că trebuie să fii intrinsec și nu extrinsec. Adică nu e pe principiu. Așa ar merge sigur, știi? Dar asta însemna să vină, să vină o, da, o fundație foarte cu mulți bani așa, pe care îi face din grădină. Și să zic că, bă, hai că vă sponsorizez eu ca să educați cu mine. Da, dar cine sponsorizează? Da. Bine, na. Na, s-ar putea eu nu să fac asta, dar nu vrea. Da. Pentru că premiul respectiv trebuie să fie și suficient de atractiv. Așa, un gadget, un Kindle, un oferă iPad. Oferă o spre exemplu, nu cred că interesează. Da, păi a oferit Traffic.ro în una dintre ediții, la un moment dat, a oferit carte și... Nu, nu. Da. Nu. Bun, mai sunt întrebări? Da, mai sunt. Un pic off topic, așa. Vorbeai de conținutul de calitate și educațional pentru bloguri. Vreau să mut un pic discuția pe rețelele de socializare, Facebook, să zicem, Twitter și așa mai departe. Uite, eu am făcut, n-a fost experiment, după aia mi-am dat seama exact de rezultate. Am postat la un moment dat pe wall cum să-ți scot theater mode de pe Facebook, pentru că multă lume este enervată de acel mod. Și am avut... Scuze-mă, cum ce să scoți ce? Theater mode. Okay. Știi chestia aia neagră? Da. Așa. Și am primit foarte puține reacții la el. Chiar doar un like, două sau ceva de genul ăsta. Apoi am postat un interviu cu Kero pe antenă, unde am avut vreo 30 de like-uri și vreo 20 de comentarii. Și asta e problema mea. Bun, eu postez conținut educațional, să zicem. Dar nu e băgat în seamă. Cum faci să îl bagi în seamă? Ca lumea să îl observe sau să... Păi asta e că nu prea e cum să faci... Să educi lumea în cele mai simple chestii. Nu prea e cum să faci să fie băgat în seamă. Adică exact asta spun și eu, că problema în momentul ăsta este că acest conținut nu este foarte băgat în seamă. Adică oamenii nu... Nu știu... Dacă să ne gândim... Cum zicea și eu mai devreme, adică oamenii știu că de știut știu că pe internet se pot face niște lucruri. Da? Deci ei știu lucrurile, ei știu, cunosc această informație atât de seacă, da? Pe internet se pot face niște lucruri. Dar intervine un dacă. Dacă ai timp, dacă ai talent la scris, dacă ai relații, dacă ai bani, dacă lucrezi la televiziune, dacă lucrezi nu știu. Știi, sunt tot felul de dacă, dacă, dacă. De este ca noi să spunem, și mai ales aici mă adresez în special oamenilor care pot da informații către studenți, liceeni și așa mai departe. Că îmi pare că acolo e. Adică un ziar despre, un ziar care are în target 16-30 de ani, ar trebui să aibă cel puțin o pagină în fiecare ediție cu educarea publicului spre a folosi internet. Sau ce puțin așa văd eu lucruri. Poate sunt exagerat, sincer. Dar eu așa aș vedea. E o chestie de minim bun simț în momentul în care te vezi, ești un ziar foarte cunoscut în România, fă frate, știu ceva, educă și tu oameni, am înțeles că vrei să faci bani. Am înțeles, dar nu pune toate paginile Monica și Pepe. Fă știu ceva, lasă o pagină în care scrii despre cum se folosește Facebook. Ia pe unul care se pricepe, ia pe manaf că se pricepe la Facebook și învață oamenii cum să seteze
De ce? Cum să ai, ce setări de securitate să faci la contul de pe Facebook, astfel încât să nu te poate tăgui oricine în poze. Chestii de genul ăsta, știi? Asta zic. Da. Știu că TPU, de exemplu, pe TPU mă șochează de fiecare dată când Manaf mai pune niște statistici. Ok. Poate că al doilea rezultat după TPU va fi pagina unui ziar. Da. Sau, știi, dar se scrie ei de... Bloggerii sunt mai încolo, dar cum să zic, ai avea încredere mai degrabă în... Că știi că pe TPU e o problemă. TPU e foarte folosit și e foarte mișto să folosesc. Ah, ok. Dar sunt oameni care iau ca ne-au depune informații de pe TPU, indiferent că e un utilizator pe care nu l-a cunoscut niciodată. Și nu numai despre Facebook. Aici mă gândesc la probleme medicale. Deci oamenii se duc acolo și întreabă ce fac dacă de dimineață m-a trezit verde. Și la aici, pa, înseamnă că ai, trebuie să iei pilulele alea. Ok, să și la farmacie și le ia. Adică TPU este e un fenomen din punctul ăsta de vedere. Dar, ce să zic, nu e atât de profi pe cât mi-aș dori eu să fie un articol educațional despre internet. Mulți dintre oamenii de acolo doar păreriști. Sunt oameni care zic că eu cred că e așa. Exact cum sunt acum ăștia care fac emisiuni pe la TV. Este care pe mine mă îngrozește, sincer. Văd la TV emisiuni despre internet cu oameni care, în afară de faptul că au peste 60 de ani, tot felul de sociologi, psihologi, care au impresia că dacă la vremea lor înțelegeau psihologia cumpărătorului, acum, odată cu apariția internetului, este exact la fel. Și vorbesc ei despre Facebook și despre Twitter. Adică, chiar nimeni nu verifică background-ul omului care vine și vorbește într-un mediu public, atât de public, despre o anumită temă. Toată lumea poate veni așa la televizor și vorbi despre... Știe cineva chestia asta? Adică, dacă eu mă duc la CNA și zic, mă nene, a fost o emisiune, acum două seri, în care un tip despre care eu pot să vă zic clar că nu avea nicio treabă cu internetul, a vorbit despre internet oamenilor și le-a dat informații greșite. Îi sancționează cineva pe ăștia dacă fac chestia asta? Păi în internet oricum nu îți aplică nicio lege, dar la TV mă gândesc că există un CNA. Adică dacă eu zic, eu pot să-mi dovedesc că ce a zis omul, uite, ne uităm la înregistrare, iau afirmațiile lui și eu pot să-mi dovedesc că-s false. Deci omul ăsta i-a indus în eroare pe telespectatori. Credeți că le-ar face CNA-ul ceva? Bune, acum, că mi s-a părut absurd. Deci omul a vorbit despre Facebook, de parcă știa tot despre el. L-am căutat, nu i-am găsit profilul. L-am căutat pe Facebook. Dar el vorbea despre Facebook, despre cum faci marketing pe Facebook, strategie, despre că oamenii își pierd identitatea, că minorii sunt molestați la colț de stradă, după ce au cunoscut pedofil pe Facebook. Dar despre ce vorbești? Cam așa e, cam asta e ideea, știi? Cam ăla e conținutul educațional în momentul ăsta, în mediile tradiționale. Nu m-ați gândit cumva la un fel de program de mentorship, să zicem, tu ca blogger, sării un tânăr care ai putea zice, sau să găsești cumva, nu știu cum l-ai găsit, să știi care potențial, și să-l formezi pe el ca persoana la care să vină ceilalți tineri, tot așa un key opinion leader. Adică idei lasă-mă să te ajut cu răspunsul la întrebarea asta. Există programe de interviu? A existat unul și sunt sigur că sunt și alte companii care au programe de interviu care chiar iau sub mentorat, adică seniorii din agenții iau sub mentorat juniori pe care îi testează inițial și după care ei devin profesioniști. Eu am un caz în Republica Interactive unde sunt așa? Ai înțeles, da? Da? Și chiar e un caz fericit în care un tânăr a fost mentiul meu și după un an de zile a ajuns, a fost angajat, a fost ofertă de muncă și e un tânăr specialist care să mai aibă drumul. Deci există aceste... Nu la intercipul la Republică. Există intercipul și da, la... Dar nu la asta mă refer. A vrut să menționeze că la Republică există. Mă refer pe partea de bloguri, gen să iei să crești un blogger de mic, să-l faci blogger educațional. Asta zic că e o idee așa la multe, dar gândește-te că nu am timp.
gândește-te că, în primul rând, eu trebuie să... Adică, ok, acum am și un job. Adică dacă acum un an de zile eram freelancer, mă trezeam la ora 11 și am făceam să mă plimb prin parc ca să-mi găsesc inspirația, să spun un oarecare pe blog, o viață minunată de altfel pe care o doresc tuturor, acum chiar mai am timp. Deci acum mă trezesc dimineața, merg, stau 8 ori la job, mă întorc acasă, încerc să scriu un articol pe blog, dacă mă lovește inspirația în momentul ăla, dacă nu, asta e, o las pentru mine. Și mă cam culc. Știi, adică e destul de greu. Am tot încerc, adică prin prezentările pe care le fac, prin încerc să fac oarecare, prin articolele pe care le scriu pe blog cel mai mult, dar când văd atâta lipsă de interes, uneori mi se mai taie și mie. Nu renunța, nu renunța, Alex. Acum nu vreau să fiu atât de, dar nu sunt atât de, nu vă gândesc că e tot atât de negru, dar mi-ar plăcea să fie mai mult decât acum. Asta e toată chestia. Asta este mesajul prezent. Că se poate mai mult și că mi-ar plăcea ca mulți dintre voi să mă ajutați. Să ajutați comunitatea, de fapt, să crească. Oferind articole nu atât de relevante pe cât ar cere piața în momentul ăsta, cât educaționale, astfel că se aduce pe drumul... Mi-e greu să cred că drumul pe care vedem noi bun, nu-i bun, de fapt. Mi-ar plăcea să fac și eu adăugire. Dacă nu putem să aducem conținut educațional, pentru că nu suntem în poziția de a da la momentul ăsta, cred că potrivit ar fi pentru cei care interacționează cu astfel de conținut educațional să-l aprecieze. Sau să-l dea mai departe. Sau să-l dea mai exact. Adică să aibă o atitudine pozitivă vis-a-vis de acest tip de conținut educațional. Adică dacă avem... Tu ai dat share, ai discutat despre... elementul de pe Facebook, da? O situație pe care ai identificat-o tu. Ceilalți care văd și practic asta e chemarea către acțiune, e asta. Haideți să dăm like la articolul ăla, haideți să-l citim, hai să-l dăm la prietenii noștri. Uite ce interesant că ai tu un aspect. Eu am un articol pe blog despre butonul Automate din Google AdWords. S-a rezonat bine cu articolul ăla, dar mult mai bine s-a rezonat cu alte articole vorbite despre lucruri, asta, da. Să zicem, adică, un alt film, da. Interesul oamenilor clar nu este să învețe în momentul ăsta. Sau cel țin așa văd eu situația, știi? Da, cred că putem face ceva, putem schimba așa. Așa, dacă mai sunt întrebări... Sunt, stai să mă plin cu microfon. Se vede că am fost apărat de Henry? Da, se vede. Nu se vede. Dacă îi duci publicul, îi duci și competiția. Există niște riscuri, adevărat. Adică clar există niște riscuri. Însă ți se pare că suntem, din punct de vedere, ce se întâmplă pe internetul românesc în momentul ăsta? Ți se pare ok? Nu știu, ce folosești? Ai blog, Facebook, Twitter? Am blog, dar nu am prezentat. Facebook? Twitter? Și Twitter? LinkedIn? Flickr? TPU? Network? Hi-Fi? SlideShare? Facem concurs? Ok, nu, te întreb ca să fac un fac. Ok, cum ți se pare ție în momentul ăsta activitatea sau tot ce se întâmplă pe internetul românesc? Da, deci lasă la o parte puțin Wikipedia și tot ce vizitezi în afară. Conținut. Pot să spun că nu aș putea să am încredere foarte mare în ceea ce am. Exact. Da? Deci nu există reputație. Despre ce am vorbit în prezentare. Nu există reputația surselor. Deci sursele nu au reputație ca... Da, deci nu sunt considerați niște autorități în domeniu pentru că au venit expertiza articolului specialitate. Sunt doar văzuți bine, da? Sunt vizitați pentru că au avut deschiderea necesară să intre pe internet. Atât. Mie nu mi se pare ok. Asta. Despre asta. Mă rog, pe bani. Ce informații nu ar trebui furnizate din punctul ăsta de vedere? Adică să nu fie pe loc în tine. Eu să zicem că am o abordare mai ciudată, deschis așa în legătură cu idei. Din punctul meu de vedere, o idee nu se fură. E o prostie să zici că mi-a fost furată ideea.
În momentul în care tu ai implementat ideea și cineva ți-a furat proiectul, atunci poți să zici că cineva ți-a furat ceva. Ideea, faptul că ai o idee și mi-o spui mie, iar eu pun în aplicare, pe mine nu mă sincer. Nu mi se pare că eu sunt în niciun fel răutăcios că am pus în aplicare ideea ta. Ok, ai o idee, pun-o în aplicare, înregistrează-o și fă-o a ta. În momentul în care ai o idee, adică ca să faci ceva al tău din toată lumea asta, eu pot, poate vine și mie ideea. Știi, nu poți avea drepturi de drepturi intelectuale pe idee. Despre asta. Ok, ideile vor fi furate, probabil că și conținutul text, foto, video va fi furat mult timp de acum acolo pe internet. Mai am o mare problemă cu chestia asta. Dar ideea, adică nici măcar noi care chiar creăm conținut pe internet, și tu, dacă și tu ești blogger, nu am ajuns la a ne plânge că mi sunt curat în idei. E puțin exagerat, zic eu. Uite situație cu care e interesantă. Creative Monkeys, roboți, toată lumea știe roboți. Da? Un subiect care apasă. Da, un subiect foarte interesant. Ei au spus la un moment dat, după ce a explodat word of mouth, nu știu cum să zic așa corect, așa, potențialul viralitatea, na, a devenit viral, da? Ei au spus că au făcut filmulețul ăla mic în care au spus că oamenii le-au furat filmulețele și le-au pus pe YouTube și la... Acum, eu un respect deosebit pentru Codin și pentru toți Creative Monkeys, au făcut ceva extraordinar, creație, design, tot, foarte frumos. Doar un singur aspect. Am înțeles că ei au simțit nevoia de a avea apartenență la cel bun, la acel conținut. Dar nu cred că e totuși o abordare corectă, pentru că e tocmai faptul că s-a distribuit, tocmai că a fost distribuit acele filmulețe, a transformat roboții în ceea ce e acum. Știi care ar fi dacă acum stau și mă pun în locul unui creator care face roboți? Știi ceva? Adică la mine n-ar fi... Eu nu mi-aș trage clipurile de pe YouTube, pentru că alți utilizatori le-au preluat și le-au pus pe conturile lor, cât le-aș retrage din scârbă pentru faptul că există oameni care fac un asemenea lucru atât de inutil. Știi? Și aici, frate, adică, în primul rând, cum poți fi atât de... Nu știu cum să-i zic, cum poți să pierzi timpul în halul ăsta, da? Repuind un clip de pe YouTube. Rostul... Și există o situație... Ce? Să faci view-uri pe YouTube? Nu. Practic ce face, ripuiește filmul și integrează în conținutul filmului. Publicitate? Da. A, de-alea, da. Păi dar acolo nu poți să pui link-ă de un site, poți să pui maxim către un alt clip de YouTube. Dar nu e important, că poate să comunici doar pe destinație. Eu sincer cred că 80% dintre ea care au preluat clipurile să le pună pe conturile lor, nu urmăreau chestia asta. Cred că era doar o chestie de să clipui la mine și să vede când cineva caută pe YouTube, îmi vede nickname-ul meu. Ei schimbau practic persoana care a făcut clipul și puneau un link și un comentariu către un... Dar nu ajuta cu nimic pe ei. Cum să nu? A, că puneau un link către un site. Ok. Crezi că erau multe de genul ăsta? Da. Nu, băi, rostul, practic, ei făceau, link pe YouTube folosind, da. Bine, YouTube e oricum... E speculativă ideea, nu știu dacă... Na, valoare... Eu, YouTube, îl fac urmă, acolo de site-ul noastră, pagini. Înțeles. Așa, tipul ăsta. Pe baza clip, filmulețului făcut de... Da, nu e al... Scuze-o un pic. Mi se pare curat. Alex. Cred că toată ideea din spatele mișcării Creative Monkeys să-și poate clipuri de pe YouTube a fost să-și tragă traficul către site-ul. Dar nu, le-a spus la un moment dat, le-a spus cineva la un moment dat, cred că le-a spus cineva la un moment dat, băi, voi n-ați procedat bine cu asta. Da. Voi trebuia să vă promovați site-ul ca să vă cam văzut că au avut bannere pe site. Da, știi ce ofertă de bannere? Habar n-am să vândă, nu că eu sunt critic. Da, vând CFM. Sunt doi oameni normali, nu sunt marketeri. Da, știu, dar ideea e cine le-a spus. I-au pus exact cum au văzut. Da. Adică n-ai de ce să-i conta. Nu-i critic, nu, dar numai că... Na, mare treabă... Am văzut că a apărut un banner, primul banner. A apărut, un letter, da. Și m-am curat. Eu le-am cerut oferta e... Na, e bun. Normală, dar... E la stand-out, nu? Cum? E la stand-out? Nu.
Nu e prin DGE, ei sunt stand-alone, ca să zic așa. A, ok, am înțeles. Da, îți dai seama că nu înțeleg. Bun. Așa, ai o întrebare sau o rostă? Ah, ok. Dacă mai sunt întrebări? Da. Nu vreau să fiu neapărat cea mai pesimistă din sală, vreau doar să... Fiu. Nu cred că ești foarte optimist legat de treaba asta cu șervirea de conținut. Ah, okay. Eu sunt și anul 3 la marketing și referitor de ce ai zis de colegii mei de la marketing, vreau să spun că situația e mult mai gravă. Eu, de exemplu, nu am un blog. Pe viitor vreau să fac un blog, dar deocamdată nu am. Și totuși vreau să șerez ceva din cunoștințele mele. Grupa mea de la marketing are un grup de Facebook pe care îl folosește pentru proiecte. De ce? Mâine avem seminar cu prezență obligatorie. Privat. Și m-am gândit să pun pe acel blog, pe acel grup, link-uri pe care de bloguri interesante pentru marketer, comunicator, pe care eu le-am în Google Reader. Și am propus, uite, eu citesc blogul Seth Godin, mi se pare foarte tare, citiți-l și voi. Sau hai să ne conectăm pe Google Reader. Pe lângă faptul că nu aveau Google Reader, nu știau ce înseamnă Google Reader. Eu și-un caz fericit. Da? Nu apreciat ce am pus eu acolo. În al doilea rând mi-au zis că de ce fac spam pe grupul pe care noi vorbim de prezență obligatorii și seminarii și de ce ar fi scrie ceva în engleză, pe lângă ce avem la facultate obligatorii. Deci... Apropo de asta, cred că, da, e ok că vrei să-mi ajuți oamenii să facă ceva, dar e o regulă la tine. Unii oameni chiar nu pot să facă chestia asta. Dar nici nu am să facă toți. Dar atât de puțin, adică din 100 și ceva de oameni, 4 să citească bloguri sau, nu știu, 10 dintre ăștia să facă ceva mai mult decât a avea un cont de Facebook pe internet. Adică mi se pare un pic așa, nu știu, și în restul timpului liber pe care l-ai. Eu mi-aș fi dorit, eu mi-am făcut blogul pe la 21, cam așa. Dar eram deja anul 3 la facultate. Eu mi-aș fi dorit din tot sufletul să fie existat blogul, Facebook, rețele sociale, când eu eram în liceu, sincer. Aveam atât de mult timp liber pe care îl dădeam în fața blocului. Life? Îl pierdeam. Păi n-aveam ce să fac cu blocului. Life pierdut în fața blocului. Dacă ai fi avut, dacă nu, ar fi existat. Era atât de mult timp. Da, veneam de la liceu sau de la facultate după aia și mai mult timp liber. Nu știu, pentru mine facultatea a fost o chestie, după ce am scăpat de liceu, unde mă trezeam în fiecare dimineață și munceam să stăm până la 3 acolo, facultatea a fost foarte lejer. Știi, adică mi-am luat chestii de făcut aproape un job part-time din facultate, mă rog, era tot de acasă, dar erau niște deadline-uri pe care mi le puneam. Și făceam lucruri, nu știu acum cum e, sunt sigur că nu toți studenții au timpul pe care l-aveam eu atunci, dar mi se pare că... Cum? Au foarte mult timp liber și nu aleg să facă nimic cu el. Văd roboți pe YouTube. Se uită la roboți, dar chiar și aia. Mai mult de atât, ei se uită la roboți, dar discutam cu colegii mei tot de roboți. Rețin glumele, le fac în societate, dar nu știu că, de fapt, Creative Monkeys se bazează pe tutoriale de web design și... Da, deci nu trebuie să vedem butonul, adică, cum se construiește un buton. Și n-au dat niciodată click pe home, la, da? Deci se uită la ăla după care închide fereastra. Da. Ok, aici poate fi și-o... Nu, sunt unii care au dat la da, brașurile care au dat la da. Vreo 80% dintre ei. Adică sigur că o faci. Și că în facultățile în România vreo 80% sunt tot designer. Și eu am dat la da. Și eu. Cine a dat la da brașurile după Creative Monkeys? Da, câțiva. Sau? Le-am și pe frumos. Cine a văzut cel puțin un tutorial la un cap la după Creative Monkeys? Cine a văzut două? Cine a văzut trei? Dar spune-mi... Să știi că roboții sunt lovitori hate, deci... Plus de asta, roboții, episodul cu butonul e integrat în primul tutorial despre How to Build a Bar. Apasă. Da, e un call to action bun. No? Da. Apasă. Îl detensionează bine, a. Spune-mi ce te motivează pe tine, adică tu ești student, în momentul ăsta la mare. Ce te motivează pe tine? Sunt sigur că o să dai un răspuns foarte logic, dar spune. Ce te motivează să îți dorești în primul rând să ai un blog în viitor și să faci mai multe lucruri pe internet? În primul rând,
care s-a ocupat de marketing și publicitate, Advice Student, și asta m-a cultivat oarecum în direcția asta de a împărtăși ceea ce învăț. Contează mult asta cu implicarea în ONG-uri, proiecte, nu știu, pentru că acolo sunt oameni care te îndreaptă în direcția asta. Și în al doilea rând, un motiv personal, nu mai am cu cine să discut despre ceea ce îmi place. Exact. Deci are legătură, pe internet găsești cel mai repede chestii care au legătură cu ce faci tu, că de fapt despre asta e vorba. Frate, adică mi se pare că ești puțin naiv dacă ai impresia că tu, fiind student la marketing, nu vei putea beneficia de internet peste 3-4 ani când o să ieși în facultate și să te angajezi, având în vedere dezvoltarea de acum a internetului, știi? Adică mi se pare că cine mai crede că în 3, 4, 5, 10 ani nu o să fie cam tot ce ține de marketing pe internet, e puțin... Păi era, acum a publicat statistica, cine a zis că... Era pe US. Păi US, da, da, că TV-ul e 26 de miliarde și 24... Dar nu cred că îți se aplică și la altceva, că la noi printul oricum se duce. Vântul s-a mutat pe online, adică ce vrei mai mult de atât? Cața lui nu s-a mutat pe online, nu? Nu știu dacă, nu cred că mai au print. Gândul, da. Dar știu că și Cața Veng, mai există Cața Veng cu print? Sau mai știu? Există? Înseamnă că mă gândesc la altceva. Bine, dar tu nu-ți mai cumperi hârtie, că nu vrei să... Păi nu, da, ok, da. Mă gândesc că totul, televiziunea la fel. Trendul este să se mute în online și să se transforme spre cancan. Acolo trebuie să intervenim noi mai mult. Eu asta observ, adică ce se mută... Ce se mută trebuie ce e de valoare și trebuie să nu ne placă și să ne manifestăm opinia asta. Dar trebuie să ne opunem, sau ce fie eu încerc, acum... Mentalul, știi că dacă dezvolți mentalul ăsta de selecție, atunci ești ok. Adică tu, să zici like, nu la o poză cu o gagică jumătate dezbrăcată, să zici like la o chestie despre, nu știu, uite, o chestie de futuristică. Adică și eu sunt tentat de multe ori să citesc articole de libertate. Pentru că nici nu știu exact ce le faci atât de atractivă. Serios, adică ori titlurile alea gen video, mă rog, gagicile oricum ne atrag. Ca idee, da? Dar toți bărbații trebuie să intre din când în când. Cred că se pleacă de la nivelul de educație și nu ăla la care tinzi tu pe internet, de la nivelul de educație care pleacă din școală, că nu poți să educi direct din internet. Nu, e mare problemă cu educație, mare problemă. Da, clar, are niște rădăcini, dar acum eu mă refer la ce putem face noi. Deja da, în momentul în care se caută scandal și se promovează scandal și doar scandal se vinde, măcar poate să vină... Eu zic că măcar ca gândire putem fi noi altfel, asta e ideea. Adică măcar noi, știi? Măcar noi să gândim, băi, nu e așa. Adică mie îmi se întâmplă de multe ori să fiu în discuții cu prietenii care îmi vorbesc despre chestii cum zici tu, spre exemplu. Bă, da, dar ce rost are să te agiți? Că până la urmă îi pleacă din altă parte. Dar n-a zis asta. Sau mă rog, asemănător, nu știu, asemănător, dar merg mult mai departe atunci. Ce rost are mai bine genul, dacă nu-i poți combate, alături de lor. Ce rost are să te chimi? Adică pentru cine te luți, știi? Dar sincer zic că dacă eu aș avea 300 de comentarii cu jurii, cu injurii pe loc, la fiecare articol, eu aș face, adică efectiv nu aș putea să fiu publicitate pe acolo. Eu de-aia nici nu înțeleg de ce se vine atâta publicitate pe ziarele astea. Nu citesc, dar... Nu, e o problemă de vânzător și de site. Deci site plus vânzător, egal vânzare de publicitate. Intrăm în altele și are rost. Dar zic, comunitate, da, discuții, comentarii, un articol e un articol, articolul se continuă, da, un articol îl iei de la titlu până la ultimul comentariu, ăla e de fapt articolul, știi, din punctul meu de vedere. În niciun caz articolul până unde se oprește, și pe aia nu te mai interesează. Lucruri, moderare, poate vă, ce se întâmplă acolo, se bate, se înjură, nu mă interesează. Cam așa ar trebui vândut advertorial, despre care zicem că este the next big thing, sau actualul big thing, da, la nivel de advertising. Da. Întrebări? Mi se pare interesant, oarecum că și platformele se adaptează la pasivitatea userilor. De exemplu, citeam ieri că Twitter se revoluționează după ce au înțeles că foarte puțin useri sunt activi, restul sunt acolo ca să vadă ce scriu ceilalți. Și ei încearcă să transforme chestia asta într-un se poziționează ca o platformă media de informații. Așa și Facebook, prin simplu fapt că există opțiunea de like, unii oameni sunt, ok, dau un like, deci să mai dau un comment. Pur și simplu nu mai simt nevoia să verbalizeze pentru că există opțiunea mai ușoară. De asta nu și nu face nimic. Eu zic că e mare lucra asta. Aici mai e o problemă și de educație din partea dezvoltatorilor. Că mi se pare că Facebook, cum să zic, îți zic sincer, părerea mea, dacă n-ar exista bloguri,
despre Facebook. Noi în momentul ăsta am cunoaște, bazându-ne doar pe cele de Facebook ca atare, am cunoaște Facebook-ul la un sfert din cât îl cunoaștem acum. Da? Deci Facebook este exemplul cel mai concret de, cum să zic, inovație pe internet, explicată nu de ei, da? Deci ei nu fac tutoriale despre cum să faci lucruri pe Facebook, cum să îți faci pagină de brand și așa mai departe. Educația se face prin blog, prin blogurile din jurul Facebook. Da? Deci ei explică cum să faci, nu greșesc, pe Facebook nu găsești, în tot help-ul ăla lor care este kilometric, nu găsești lucruri esențiale despre cum să te descurci pe Facebook. Da, și nu sunt sintetizate, știi? Nu. Adică chiar dacă îți citești, trebuie să citești. Ca să afli ceva, trebuie să ai patru ore exact, de lectură. Da. Cam așa trebuie să întâmple cu orice. Pentru că dezvoltatorii, în primul rând, că nu au timpul necesar să-ți explice ție în mod, și mai ales că Facebook este foarte complex, să-ți explice exact cum să faci și ce să faci cu tool-ul ăla. Și în al doilea rând, că așa se dezvoltă piața de, nu știu, de bloguri. Extrapolând un pic, era o prezentare la două paralele, nu mi-ți minte exact dacă Krumel, cred că a vorbit, despre faptul că long tail keyword ar trebui dezvoltată strategia de optimizare pentru motoare de căutare pe long tail, să nu fie dezvoltată de către compania care are site-ul, ci lăsată către afiliați. Sau o colaborare ceva. Da, sau un mix. O strategie care îmbină afiliatul care dezvoltă, adică să-i lași nișele pentru el, exact. Da? Ai călărie, nu știu dar cum, ce e călărie... Dar se pare că nu există, ți se pare că dezvoltatorii acestor... Nu acoperă prin strategie. Acoperă natural, organic. Da. Asta că okay, afiliatul se gândește, ei nu se gândește, dar afiliatul zice, ok, pe ce nișă mă bag? Ok, pe aia, ok, pe atunci, hai să dezvolt pe zona asta, pe long term, știi? Bine, dar sunt sigur că, uite, Facebook, spre exemplu, cred că spui allfacebook.com, care practic e cel mai nu știu dacă știu. Ar trebui să știu. Practic e cel mai cunoscut blog despre Facebook și despre tot ce se întâmplă pe Facebook când apare ce apare. E susținut de Facebook. E sprijinit de Facebook. Ok. Alex, hai să lăsăm oamenii să ducă să mănânce. Da, cer scuze, m-am ținut cam mult, dar... Vă mulțumim mult pentru prezență.